Așa, după ce v-am arătat activitatea la stupină, în față e foarte puțin albine, dacă e rece. Dar care cum iese, cum ajunge aici în răduții așa, tuia sau ce specie o fi, habar n-am. Cert este că activitatea respectă e destul de slabă, dar albinuțele, așa cum au grade, au ieșit și ajung acolo. Ce activitate fac eu acum? Așa cum știți, am făcut hrănirea asta în folie dublă. Acum mai fac următorul lucru. Îmi pun câte o ramă din coase de diafragmă. Deci, ca să le dau sentimentul de cules, așa, fac această treabă. El puietorul spera și în margine. Deci astea patru rame se pline cu puiete. Diafragma așa trebuie. Asta vreau să vă spun, dragilor. Trebuie ținut strâns, strâns la maxim. Deci, cu cât strângeți mai bine cuibul, cu atât conservați mai bine căldura și aveți șanse să dezvolte foarte bine. Și acum mai avem câte o ramă de asta așa care a rămas de peste iarnă. Am rămas de peste iarnă, am rămas din toamnă. Așa, le-am superficial, le-am păstrat. Aici, știți bine, este păstura acolo sub celulele acelea care sunt un pic mai subte, așa. Deci convexe, da? Nu concav. Și acum am trecut o dată cu asta, cu pieptenul peste ea și o băgăm la lateral să aibă rezervă. Dăm și sentimentul de cules și treaba merge foarte bine. O să luăm 3 kg, jumate, 4. Deci am mai și rezervă, nu mai îmi bat capul. Da, când asta va fi aglomerat complet, complet, o scot diafragma și o să bag, adică pentru vreo săptămână, așa, când ecluzionează cuietul ăsta, săptămână jumate, că e masiv, că e de la o zi la alta ecluzionează. Atunci, și tot timpul rămâne plin, da? Care cum ecluzionează, cum are și hrană de calitate, fiind mere căpăcete, deci treaba merge cum trebuie. Da, deci iar piernatul 3-in-1. Am văzut un comentariu a unui la biostupul pentru vagon și că nu s-ar merita și că nu știu ce. Dragilor, eu am făcut prima dată, am început cu vagonul. Aveam vagoane în 2010 și atunci am făcut biostupul. Vă amintiți, era cel pe 14 rame. Cei care vă uitați acolo, vedeți cât albin era și ce se întâmpla asta cu toți. Da, fiindcă nu mai pot să-și lucrez, o să vă mai arăt așa pe deasupra. Nu, folia dublă a rămas. Iată aici. Iau bucățelele astea mai întâi, că nu vreau să... Da, deci astea le scoatem. Da, de atenție multă. Să fie cât se poate de strâns. Cuibul la maxim cu putință, cu intervale, cu tot. Ține-l strâns. Că asta, așa-i merge foarte bine. Deci, nu trebuie să fie albinuța nevoită să vadă cum ce se facă, să producă căldură, nu poate mai să acopere puietul. Dar rama trebuie nu câte o palmă de puiet. Deci de sus până jos. O bate când e așa, ținută strâns. Da, cam asta mai vreau să vă arăt. Vă las alte comentarii altă dată. La revedere!